Deci noi astăzi asistăm la ședința Consiliului Specializat. Stimați membri, stimați referenți, dragi colegi, prin decizia ANACEC, numărul 2/29/09/2023, semnată de președintele ANACEC, domnul Andrei Piciuc, pentru susținerea publică a tezei de doctor, s-a aprobat teza cu titlul Calculul plăcilor prin metoda elementelor de contieră bazată pe soluții discontinue, prezentată de pretendentul, Robinan Sergiu. A fost instituit Consiliul Științific Specializat, Delul 135.02, 2349, în următoare componență. Eu, în calitate de președinte, în calitate de secretar, domnul profesor Tarmin Anatolie, membrii domnul profesor Rusu Ion, domnul profesor Pațiuc Vladimir și domnul profesor Rama Vasile, referenți oficiali, Barsuc Alexandru, doctor habilitat științe fizico-matematice UCM și Condelei, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar universitar, care ne studii economice. Asta este componența Consiliului nostru. Și conform ordinei de zi a ședinței acestui Consiliu Științific Specializat, cum am menționat astăzi, suntem aici ca să audiem teza de doctor cu titlul Calculul plăcilor prin metode elementelor de frontieră bazate pe soluții discontinue, a doctorului Dălbinean Sergiu și cu conducătorii științifici, domnul Șeremet Victor și regretatul domn profesor Muraru Gheorghe. Dacă sunt propuneri la această etapă, dacă nu sunt, deci am aprobat ordinea de zi enunțată. Putem vota, dar prin consens. Prin consens, dacă suntem tot aici și atunci cele ce urmează trebuie să ne ducăm protocol. Numele Consiliului nostru a fost depus cererea și toate actele necesare pentru susținerea tezei de doctor în științe inginerești, către Robinan Sergiu, în prezent director Universitatea Tehnică a Moldovei. Și acum ofer cuvântul domnului secretar științific pentru informarea celor prezenți și offline și online despre tot dosarul depus în adresa Consiliului nostru și vorbesc pe subcint apetenia. Domnul secretar științific, vă rog. Da, am început, domnul președinte. Vă rog, asistență. Vă duc la cunoștință competitorul, pretendentul, domnul Lăunean Sergiu, a prezentat în Consiliul Științific Specializat setul complet de acte care este stipulat în regulament membru cu privire la funcționarea Consiliului Științific Specializat în anexa 6. Deci, în conform toate cu cerințele respective, este prezentă decizia Consiliului de Conducere a ANACEC privind formarea Consiliului Științific Specializat și aprobarea referenților oficiali pentru teza de doctor, teza de doctorat și rezumatul tezei de doctorat. Hotărârea semnalului științific de profil din data de 12.10.2022, în care avizul este pozitiv, sunt prezente, sunt anexate lista de prezență a membrilor semnalului științific de profil și formularul de valoare tezei de doctor de către semnalul științific de profil. Lista lucrărilor științifice și științifico-metodice avizată la tema tezei, avizată de autor și secretarul științific al Senatului Universității Tehnice a Moldovei, precum și suplimentul la teza de doctorat, publicații la tema tezei de doctorat, unde sunt prezentate copiile tuturor lucrărilor elaborate de către competitor la tema tezei. Avizul pozitiv al unității primare în care a fost elaborată teza, și anume al Departamentului Ingineriei Civilă și Geodezie, la ședința din 18 mai 2022.
avizul conducătorului științific, domnul profesor Victor Șeremet, lista de adresele cărora au fost lista organizațiilor și specialiștilor pe adresele cărora au fost expediate rezumatele tezei cu ștampila poștei. Deci, pot să vă spun că toate actele corespund cerințelor regulamentului. Cine dorește să verifice veridicitatea acestui dosar, poate să avizeze cu mine, rămânează și le studiază detaliat. Sunt persoane care nu cred în... Dacă sunt întrebări cu privire la conținutul dosarului, așa dacă formulez conținutul științific. Da. Deci, câteva repere biografice sau curriculumice. Galbenean Sergiu, născut 31 decembrie 1985 în orașul Chișinău. În 2005 a absolvit liceul teoretic Iulia Hașdeu din orașul Chișinău. În 2009 a absolvit Universitatea Tehnică a Mucronii, Facultatea Cadastru de Vizie și Construcții, calificarea inginer licențiat. În 2011 a absolvit programul de master ciclu 2 Inginerie Structurală. În anul 2014 a absolvit școala doctorală a UDM, specialitatea științifică 135.02 Mecanică Cortului Solid. Prin anul 2010 până în 2015 a activat în calitate de asistent universitar la Catedra Construcției și Mecanică Structurilor. Din 2015 până în prezent activează în calitate de lector universitar. Din 2012-2013 inginer proiectant categorie 2 la Intecna UCA, societate de acțiuni din 2015 prezent. Lector universitar la Departamentul Ingineriei Civilă și Geodezie. 2016-2020, inginer proiectant categoria 1 la Institutul Municipal de Proiectări și Nou Proiect. Din 2020 până prezent, inginer proiectant categoria 1 la Comsales Grup SRL. În total a publicat 10 lucrări științifice la temă, din care 9 lucrări ca singur autor, articole în străinătate 1, articole în Registrul Național al Revistelor de Profil 4, conferințe naționale 5, conferințe internaționale 1. Stimați colegi, dacă sunt întrebări. Bun, dacă nu sunt întrebări, trecem la probabil cel mai important sau unul dintre cele mai importante conflicturi în agenda, referim cuvânt pretendentului. Tradițional, 20 de minute, pe domnul Călbinea, vă rog. Bună ziua, estimați membri, onorată asistență. Vă prezint teza cu titlul Calculul plăcilor prin metoda elementelor de frontieră, bazată pe soluții discontinue. Conducător științific inițial a fost regretatul profesor Gheorghe Moraru. Actualmente conducător este domnul profesor Victor Șeremet. Scopul tezei constă în obținerea și aplicarea soluțiilor discontinue în metoda elementelor de frontieră pentru calculul plăcilor plane, iar pentru atingerea scopului dat a fost necesar de îndeplinit următoarele obiective. Adaptarea soluțiilor discontinue la calculul plăcilor cu diferite moduri de rezemare, configurații, încărcări și defecte, rezolvarea integralelor de frontieră, implementarea numerică a soluțiilor discontinue, elaborarea programelor de calcul și validarea și testarea rezultatelor obținute. Pornind de la teoria clasică a plăcilor, în afara ipotezilor admise în mecanica corpului solid, suplimentar sunt adăugate încă trei ipoteze specific plăcilor, iar aceste ipoteze admise și ecuațiile diferențiale de echilibru ale teoriei elasticității au condus la obținerea de către Sophie Germain a ecuației diferențiale a suprafeței mediane,
Această ecuație este una guvernantă, întrucât dacă există așa o funcție care satisface această ecuație și condițiile la limită, atunci starea de tensiune, de formație în orice punct al plăcii este calculată, este rezolvată. Prin aplicarea transformării Fourier la această ecuație diferențială, regretatul profesor Gheorghe Moraru a obținut, a obținut soluțiile discontinue, iar algoritmul de obținere al acestora este următorul. Dacă se consideră o placă infinită, având un defect pe axa Y când X este egal cu 0, atunci, traversând de la o parte a defectului la cealaltă, funcția săgeții, a unghiului de rotire, a momentului de încovoiere și a forței tăietoare generalizate pot avea salt. Dacă se va aplica transformarea Fourier la ecuația diferențială a plăcilor în raport cu X și parametrul alfa, păstrând saltul tuturor funcțiilor în X egal cu 0, aceasta va căpăta următoarea formă. Dacă una din funcții va avea salt, spre exemplu săgeata, acest salt fiind exprimat prin delta funcției Dirac, salturile celorlalte funcții vor fi considerate nule. Introducând aceste condiții în ecuația de mai sus, aceasta va căpăta următoarea formă. Aplicând transformarea Fourier în raport cu variabila Y și parametrul beta se va obține următoarea soluție. Iar folosind formulele de inversare Fourier, odată în raport cu alfa și odată în raport cu beta, se va obține următoarea soluție. Aceste integrale pot fi calculate cu ajutorul tabelelor matematice. Și în final se va obține soluția provenite din saltul concentrat al săgeții. Prin analogie pot fi determinate și soluțiile provenite din celelalte salturi. Relațiile dintre salturi, deplasări și eforturi pot fi prezentate sub formă matricială, în care primii patru termeni de la G11 până la G14 au fost calculați direct cu ajutorul transformării generalizate Fourier, iar ceilalți termeni rămași, GIJ, TIJ și LIJ, prin derivarea acestor patru soluții. Utilizând aceste soluții discontinue ca funcții Green, prin superpoziție pentru un defect de un contur arbitrar, pot fi obținut soluțiile, astfel trecând de la un sistem local de coordonate XY la alt sistem de coordonate, local de coordonate NT, amplasat în orice punct arbitrar P, prin integrare se vor obține următoarele expresii. Dacă se va cerceta o placă de un contur arbitrar având diferite moduri de rezemare a marginii, atunci această placă poate fi prezentată sau cercetată ca un defect într-o placă infinită. Astfel, traversând din interiorul plăcii spre contur funcțiile săgeții, a unghiului de rotire, a momentului de încovoiere și a forței tăietoare generalizate pot avea salt, și invers, traversând din exterior spre contur, aceste salturi vor fi considerate nule. Pentru fiecare tip de rezemare sunt prescrise următoarele condiții la limită. Starea de deformație a plăcii este prezentată ca suma a două stări. Prima, notată cu asterix, provine din salturile concentrate, iar cealaltă notată cu cerculeț din sarcina exterioară. Soluțiile provenite din sarcina exterioară depinde de tipul sarcinii. De exemplu, pentru o forță concentrată aplicată în punctul coordonatele A0-B0, aceste soluții pot fi exprimate cu ajutorul soluțiilor discontinue prezentate în coordonate globale. Dacă conturul plăcii studiate va fi discretizată într-un set de elemente constante, atunci se va obține următorul sistem de ecuații integrale.
în care termenii acestui sistem vor fi determinați prin integrarea soluțiilor discontinue pe lungimea fiecărui element. În formă matricială, acest sistem poate fi scris în felul următor. Rezolvând acest sistem de ecuații, vor fi determinate toate salturile de pe contur sau defect, astfel pot fi calculate deplasările și eforturile în orice punct al plăcii, aceasta fiind prezentată, fiind exprimată prin salturile deja cunoscute. La integrarea soluțiilor discontinue pe lungimea fiecărui element apare necesitatea rezolvării unui set de integrale, dintre care majoritatea din ele sunt singulare, hipersingulare sau divergente și nu pot fi calculate cu metodele standarde și necesită de a fi regularizate. În cele ce urmează este prezentat un exemplu de calcul a unei integrale singulare în care sunt evidențiate patru soluții posibile. Primul caz, când nodul I și nodul J sunt situate pe elemente diferite. Al doilea caz, când nodul I este situat pe axa elementului J. Când nodul I este situat la unul dintre capetele elementului J și când nodul J I este situat în centrul elementului J. Astfel, soluția prezintă singularitate și se va păstra doar partea finită a soluției. În mod analogic au fost tratate toate integralele corespunzătoare necesare. Pentru a testa și a verifica metoda propusă, a fost elaborat un program de calcul în limbajul de programare MATLAB, cu ajutorul căruia au fost cercetate mai multe probleme de încovoiere ale plăcilor, iar soluțiile, rezultatele obținute au fost comparate cu cele obținute prin metodele existente. În cele ce urmează voi prezenta careva exemple mai distinctive. La calculul cu metoda elementelor de frontieră, conturul plăcii a fost discretizat în 20 de elemente constante și rezultatele au fost comparate cu metoda elementelor finite pentru o rețea de 10 pe 10 elemente și cu cele obținute pe cale analitică sub formă de serii Fourier. Primul caz cercetat prezintă o placă dreptunghiulară având diferite moduri de rezemare a conturului, o latură fiind încastrată, două laturi simplu rezemate și una liberă, încărcată la centru de o forță concentrată. Cu ajutorul programului elaborat a fost obținut câmpul deplasărilor și cel al eforturilor, iar pe secțiunile centrale au fost construite diagramele săgeții și a momentelor de încovoiere prin trei metode. Metoda elementelor de frontieră în baza soluțiilor discontinue, metoda elementelor finite și soluții analitice sub formă de serii Fourier. Rezultatele au fost introduse în acest tabel, iar pentru valorile maximale ale deplasărilor și a eforturilor au fost determinate, calculate devierile față de soluțiile analitice. După cum se vede, aceste devieri sunt relativ mici. Următorul caz cercetat prezintă o placă dreptunghiulară încastrată pe toate laturile, acționată de o sarcină uniform distribuită pe toată suprafața și cu prezența unui defect de tipul unei articulații plastice. În imagine este prezentată schema de discretizare a conturului și a defectului în metoda elementelor de frontieră și a fost obținut câmpul deplasărilor și cel al tensiunilor. După cum se observă pe câmpul deplasărilor, există o excentricitate care se extinde spre defect, iar la capetele defectului se observă concentrări de tensiuni. Următoarea problemă cercetată prezintă o placă având condiții mixte de rezemare,
Adică se are în vedere că pe o latură pot fi două sau mai multe condiții diferite de rezemare. Astfel, cu ajutorul programului elaborat, au fost obținut câmpul deplasărilor și cel al eforturilor. De menționat că la calcul cu metoda elementelor finite, această problemă, rezolvarea acestei probleme întâmpină dificultăți, întrucât condițiile la limită sunt prescrise în nodul elementului finit, dar nu pe latura acestuia. Iar acest lucru generează conflict între două elemente învecinate, care au același nod comun, dar au condiții diferite de frontieră. Pentru plăcile circulare, mai rațional este prezentarea soluțiilor în coordonate polare. Și, iar efectuând transformarea din coordonatele carteziene la cele polare, au fost obținute aceste soluții. Soluțiile pentru sarcina exterioară în coordonate polare, spre exemplu, pentru o forță concentrată aplicată într-un punct arbitrar M, este această formulă, iar pentru o sarcină distribuită pe o fâșie inelară, soluția poate fi obținută prin integrarea pe această fâșie a expresiei provenite din forța concentrată. În cele ce urmează sunt prezentate careva exemple de calcul ale plăcilor circulare cu ajutorul programului elaborat. Conturul plăcii la calculul cu metoda elementelor de frontieră a fost discretizată în 32 de elemente constante, iar pentru comparația cu metoda elementelor finite, suprafața plăcii a fost discretizată în 320 de elemente, respectiv de 10 ori mai multe elemente. Pentru comparația cu soluția analitică, au fost utilizate soluțiile propuse de profesorul Victor Sheremet, cu utilizarea funcțiilor Green. Astfel, pentru o placă încastrată pe tot conturul și acționată de o forță concentrată într-un punct arbitrar A, a fost obținut câmpul deplasării și pe o secțiune radială ce trece prin punctul de aplicare a forței concentrate, au fost construite diagramele săgeții pentru toate cele trei, prin toate cele trei metode menționate și calculate devierile a deplasării maxime față de soluțiile analitice. După cum se observă, aceste devieri sunt foarte mici. Următorul caz cercetat prezintă o placă circulară având jumătate de contur încastrat, iar celălalt simplu rezemat. De asemenea, a fost obținut câmpul deplasărilor, are eforturilor, au fost construite diagramele pe o secțiune radială și rezultatele au fost incluse în acest tabel pentru eforturile și deplasările maxime față de metoda elementelor finite. După cum se observă, pentru săgeată devierile sunt destul de mici, ceva mai mari devieri sunt pentru momentul de încovoiere. Următorul caz prezintă o placă de o configurație ceva mai complicată, alcătuită dintr-un dreptunghi și un semicerc, și având diferite moduri de rezemare a laturilor și acționată de o sarcină distribuită pe o suprafață dreptunghiulară. În imagine sunt prezentate modelul pentru calcul cu metoda elementelor de frontieră, iar în figura C cu metoda elementelor finite. În rezultatul calculului s-a obținut câmpul deplasării și a momentului de încovoiere cu partea stângă cu ajutorul unui soft bazat pe metoda elementelor finite, iar în partea dreaptă cu ajutorul programului elaborat. Se observă că caracterul de distribuție a curbelor este unul asemănător. Scara coloristică este diferită din cauza utilizării a diferitor softuri.
Pe anumite secțiuni caracteristice au fost construite diagramele prin ambele metode numerice. Se observă că în punctele de trecere de la conturul linear la cel curbiliniu, tot în acele puncte are loc și trecerea de la o condiție limită la alta. La calcul cu metoda elementelor finite se observă un salt al momentului, iar acest salt este datorat faptului că acele puncte sunt puncte singulare și necesită o tratare mai deosebită la calcul cu metoda elementelor finite. Neglijând aceste puncte singulare, devierile maxime sunt pentru săgeată și momentul de coiere sunt limite de 6-8%. Următorul caz este prezentată o placă din contur arbitrar, având o parte a conturului simplu rezemat, celălalt încastrat. Au fost cercetate două cazuri de încărcare, prima cu sarcină concentrată, iar al doilea caz cu sarcină distribuită pe o suprafață dreptunghiulară. La calculul cu metoda elementelor de frontieră a fost selectată un model alcătuit din 50 de elemente constante, iar pentru comparația cu metoda elementelor finite au fost selectate 3 modele diferite cu 165, 321 și respectiv 641 de elemente finite. În rezultatul calculului s-a obținut câmpul deplasării. După cum se observă, pentru toate modelele, caracterul distribuției deplasării este asemănător, dar se menționează faptul că pentru schemele cu număr redus de elemente finite, curbele de distribuție au un caracter mai poligonal, iar odată cu creșterea densității rețelei de discretizare, acestea devin mai regulate, mai curbilinii. Rezultatele au fost introduse în următorul tabel și au fost calculate devierile pentru toate modelele în raport cu metoda elementelor de frontieră. Se observă că aceste devieri sunt foarte mici și tind să scadă odată cu mărirea densității rețelei de discretizare. Pentru al doilea caz de acțiune a unei sarcini uniform distribuite pe o suprafață dreptunghiulară, se observă același efect al curbelor de distribuție și devierile în acest caz sunt ceva mai mari, dar la fel tind să se micșoreze odată cu mărirea numărului de elemente finite utilizate în model. Rezultatele cercetării au fost aplicate în cadrul proiectului de cercetare științifică cu același titlu ca și cel al tezei. Au fost expuse în 10 articole în reviste și colegii științifice și prezentate într-o conferință internațională. În urma studiului efectuat au fost trase următoarele concluzii. Soluțiile discontinue în metoda elementelor de frontieră au fost aplicate cu succes la calculul plăcilor plane cu diferite moduri de rezemare, contur arbitrar, încărcări și defecte. Au fost rezolvate un șir de integrale de frontieră, majoritatea din acestea fiind singulare, hipersingulare sau divergente. Pentru metoda propusă a fost efectuată implementarea numerică a soluțiilor și a fost elaborat un program de calcul. Iar cu ajutorul acestui program au fost testate și verificate soluțiile obținute pentru plăci de diferite configurații, moduri de rezemare, încărcări și defecte prin compararea rezultatelor cu cele obținute prin alte metode existente. Astfel, putem spune că metoda elementelor de frontieră bazată pe soluții discontinue poate fi recomandată în perspectivă la calculul plăcilor cu prezența și altor tipuri de defecte, cum ar fi fisuri, incluziuni,
La calculul plăcilor pe mediu elastic sau suporturi elastice, la obținerea soluțiilor discontinue pentru plăcile curbe, la rezolvarea problemelor ce includ concentratori de tensiuni și introducerea în calcul numeric a elementelor de frontieră de ordin superior, cum ar fi elemente de frontieră lineare, pătratice, cubice, pentru a facilita modelarea conturilor mai complicate. De menționat că în exemple cercetate în teză au fost utilizate elemente constante într-un număr mult mai redus față de metoda elementelor finite, care au demonstrat o bună convergență a rezultatelor și o bună eficacitate. Vă mulțumesc pentru atenție! Mulțumesc, domnul Gălbinean, stimați colegi, trecem la runda de întrebări. Iar pe prezentă să vreau să răspund de asemenea. Dacă sunt întrebări cu privire la prezentată, vă rog. Ce se întâmplă? Domnul Gălbinean apreciez expunerea. Vreau să vă întreb o precizare, pentru că starea de tensiuni sau la formarea, la întocmirea ecuațiilor integrate, se folosesc două stări de deformație, da? Una de la sarcina exterioară și una de la saldo. Atunci întrebarea este, calculul dumneavoastră este pur static sau quasi-static? Fiindcă aceste salduri apar pe parcurs sau e în considerare un fel istoric comportării de perioada studiului. Problema metodelor, dacă am înțeles eu corect, problema, metodul elementului de frontieră, la contur noi avem discretizarea conturului. Deci avem soluția numerică în interior, soluția este analitică, adică este continuă. Calculul este static. Alte întrebări? Eu am așa o întrebare să mă spun bine că am înțeles corect, precizare și câteva întrebări deja în serioasă. Voi mi-am spus cum folosesc cuvântul deviere. Vă referiți la eroare? Eroare, da. De obicei, în analiză numerică, metode numerice, folosești termenul de eroare, fie absolută, fie relativă. Probabil la aici vă referiți de ieri. Da, de față de rezultat. Vă tradus de numărul scris. Ok, bun. Dar de obicei, să știți, în partea numerică, să știți terminologie eroare. Să considerați viitor. Anul era și bine să fie eroare absolută și eroare relativă. Atunci e mai clar că sunt ambele. Dacă dați în procente foarte ok. Atunci am altă întrebare. Ați prezentat mai multe rezultate de teste sau modelări numerice. Cam cât timp durează din vederea calculatorului o simulare cu obținerea unei soluții? E foarte rapid, adică fiindcă sistemul de ecuație este mult mai redus față de metoda elementelor finite. E clar. Atunci următoarea exact întrebare care vreau să o pun. De ce ați considerat doar 50 de elemente și frontieră sau până la 61 elemente finite? De ce nu ați mers mai mult astfel încât eroarea poate să o micșorați sau faceți un studiu de convergență? M-am gândit că o să fie de ajuns, zicem, acest număr de elemente ca să fim, zicem, cât de cât aproape de modelul metodii elementelor de frontieră. Aveți acolo și 5%, și 10% eroare relativă, ceea ce astăzi pe timpuri, atunci când calculatoarele nu aveau putere de calcul, puteam să ne mulțumim și 5%. Astăzi, de fapt, nici cu 1% nu te mulțumesc, eu precizic cât mai mare, mai ales. Calculatoarele îți permit acest lucru. Și nici măcar nu trebuie să apelez la centre de calcul. Deci așa ca o considerație pentru viitor, dacă tot faceți astfel de simulări, încercați să mergeți până la capăt. Asta nu este ieșit din comun, de exemplu, ca să spui pentru un calcul am avut nevoie de 3 zile sau 3 ore.
sau, deci, important să faceți apoi studiul acela de convergență și să arătați că, de fapt, nu depinde soluția pe care o obțineți de exemplu, de discretizare, de modul cum ați ales elemente, de, să se elimine acel factor care cumva poate să fie aleator, de exemplu, generarea elementelor finite, exact poziționarea lor. Și mai am o întrebare. A pus că folosești și metoda elementului finite. Ce fel de tip de elemente finite sunt? În mare parte, elemente dreptunghiulare, dar deja pentru contururile mai complicate au fost folosite și elemente triunghiulare și zicem, de o formă mai neregulă. Bine, dar câte grade de libertate? A, 3 grade de libertate, dar element de placă cu 3 grade de libertate. Ați menționat în obiectivele noastre, în obiectivele cu tratarea integralelor de frontieră. Ce sens? Cum le-ați tratat? S-a înlăturat, s-a ameliorat? Păi da, am înlăturat singularitățile care apar în soluții. Și ați obținut un algoritm general sau pur și simplu la fiecare caz aparte? Este un algoritm general. Ameliorare era una pentru toate sau separat? E aceeași, practic pentru toate este aceeași, fiindcă sunt patru cazuri, eu am prezentat, sunt patru cazuri posibile de rezolvare acestor, da, de tratare acestor, zicem, soluții. Da, vă rog. În continuare să la întrebarea domnului președinte, după acolo de bio, în primul slide-ul 4.2, da? Unde pentru o placă formă arbitrară. Da, da, da. Nu, de bio, de bio. Acolo, da. Aici, cum e, ați calculat câteva rețele, da, tot mai 10, mai 10, mai 10, da? Și aici se observă convergență. Cât mai mult, da. Dar pentru MEF, numai un caz. Acolo ar fi tot interesant, convergența interă. Da, cazul... 50, 108, 20 și tot se vezi. Mai mult decât atât. Dacă definitorii biserică corectă, da? Să trebuie să obțineți în finic ca convergență la limita soluție, da? Și atunci la limita trebuie să coincidă rezultate. Corect, dacă acolo am mai mult, 0 par 7, 0 par 7, par 7. Ideea că nu știu, frontieră... Aici par 4 limbi, eu pot încă 2 limbi din 2 limbi, da? Pentru vitură cu elemente frontieră, încă 100 și 200, și atunci ar fi... Deci, pentru cazul, dacă nu mai sus acolo, unde comparați cu soluția analitică, bravo, la așa și trebuie, da, pe la urmă, aici. Dar aici ne-am numit soluția analitică. Două vitori numerice, ambele trebuie cercetat convergent. Adică, pentru cazile studiate anterior, adică s-a observat, că soluția, precis exactitatea soluției în cazul metodei elementului de frontieră nu depinde mult de discretizarea conturului. Important ca el să fie geometria descrisă cât de cât corect. De exemplu, confirmarea este pentru exemplele cercetate, pentru plăcile clasice, unde conturul a fost descrizat în relativ puține elemente, dar soluțiile practic aproape că au coincis cu cele analitice. Deci asta este o demonstrare că ele... Depinde de la problemă, la problemă. Dacă sunt întrebări, stimați colegi, asistența. O întrebare, da. Da, vă rog. Să faci lucruri.
Domnul Dumnezeu, metodele dumneavoastră de calcul propuse în lucrarea asta, le putem folosi la determinarea, la calculul modurilor planșeilor dale? Da, ele pot fi folosite la calculul planșeilor dale, adică astfel regiunea pe care reazimă, zicem, placa ce, fie coloana ce sau capitelul celă, da? Poate fi modelat cu elemente de frontieră, da? Cu soluții discontinue. Deci nu văd o problemă în rezolvarea așa acestei probleme. Dacă am înțeles corect întrebarea. Este un planșeu și rezema pe coloane sau poate fi capitel, independent de tipul. Îl felicit, domnul Benean, că a ajuns la această etapă. Întrebarea mea la această prezentare este, ați vorbit despre un program de calcul care le-ați realizat în Atlanta. El va fi public? Studenții, masterați, el va putea utiliza sau este doar pentru uz personal? Eu permit să-l utilizează și studenții, dar ideea că el a fost așa construit mult pentru obținerea rezultatelor, pentru testarea rezultatelor, dar n-am fost elaborat o interfață sau pentru utilizare. Dacă studentul respectiv poate utiliza MATLAB-ul, pentru lui nu o să fie o problemă să utilizeze acest program. Dar, zicem, pentru un uz mai comun, necesită de a fi, adică, cizelat, adaptat, zicem, de către specialiștii din IT la, zicem, la o... Da. Te-ai de gândit la... Domnul programul este atașat în anexă. În anexă, da, este atașat. La studente, oricare poate lua, da. În ruletă și să consideri rezultatele pe care le prezint complet. Ca o sugestie, de ce să nu prezentați acest program, pentru că astăzi AGP-ul prevetează și foiuri de placă, și produsul program, și metode, așa că fie mergeți pe partea de brevet, fie pe partea de soft. Există o procedură ca să înregistrați drepturile de autor. Că e programul pe care l-ați elaborat. De soft, asta e tare vorut, cum zice, spus. Dar... Orice trei linii de cod care execută o sarcină și care nu le-a făcut nimeni până la dumneavoastră sau o noutate științifică sunt eligibile pentru a fi pregătate. Da, e, zice, mai aproape zicem de niște coduri de program. Bine, stimați colegi, întrebări? Dacă nu sunt întrebări, dar cam așa am văd că, în altă parte, trebuie să opresc la un moment dat să... Noi am dat întrebări pe perioada analiză. N-am pus eu la set. Bun, atunci, vă rog, domnul secretar științific, dați citirea vizelor din partea departamentului, seminarul științific și alte vize primite în adresa Consiliului. Pentru dumneavoastră voi enunța elementele principale ale avizului semnalului științific din profil și avizului ședinței departamentului de energie civilă și geodezie difuz. Conform regulamentului trebuie să mai informez despre nota informativă a NACEC și avizele de la specialiști sau instituții care au venit în Consiliul Științific. Deci, ședința seminarului științific de profil a avut loc în data de 12 octombrie 2022, la care au participat 12 membri din 13 nominali. A fost discutată, prezentată piesa, au fost prezentate formularele de evaluări realizate de doi recenzenți ai seminarului științific de profil și
care se întreabă, voi citi concluziile. Deci asupra tezei s-au pronunțat practic toți membrii seminarului științific de profil care au fost prezenți, în care a fost menționat teza de doctor în științe generește a domnului Fuzinean Sergiu, tema calculul plăcilor prin metoda elementului de frontieră bazat pe soluții sociale este actuală, reprezintă o lucrare științifică finalizată, publicațiile științifice ale autorului reflectă consulturi de bază a tezei elaborate, corespunde regulamentului ANCEF și recomandă să fie promovată spre susținere în ședința Consiliului Științific Specializat la specialitatea științifică 135.02, mecanică corpului solid. Deci, conform formularului îndeplinit de seminarul științific de profil, domnul Dorinean a acumulat 72 de puncte. Ședința Departamentului Ingineriei Civile și Geodezie, în cadrul căreia a fost prezentată teza de doctor, de către domnul Grudunean, Departamentul Ingineriei Civile și Geodezie, reprezintă unitatea primară respectivă. Deci, ședința Departamentului a avut pe 18 mai 2022, de asemenea a fost realizat o analiză cu prezentare a aprobarea rezultatelor cu elemente necesare, adică întrebări, comentarii și așa mai departe, deci toate sunt menționate în analizul respectiv. Și s-a menționat că teza este o lucrare științifică, corespunde cerințelor înaintate de instanțe ierarhice superioare în domeniul științific, publicațiile științifice reflectă conținutul și se propune spre examinare la ședința seminarului științific de profil. Deci, în cadrul ședinței departamentului au fost depistate câteva neconformități de ordin formal, care domnul Găbenean le-a îndeplinit, le-a realizat în tocmai și după aceea a fost elaborat și eliberat avizul pozitiv al departamentului. Deci, după prezentarea dosarului în ANACEC, pe numele președintelui Consiliului Științific Specializat a fost transmisă nota informativă privind recomandările și obiecțiile la teza de doctor în științe inginerești a domnului Călărian Sergiu, deci în total 8 observații și recomandări, la care pretendentul a răspuns în modul, la modul stabilit de lege, care a fost aprobată inclusiv și de ANACEC. Deci sunt răspuns la toate observațiile și obiecțiile ANACEC. De asemenea, pe adresa Consiliului Științific Specializat au fost prezentate un șir de avize de la, cum ar fi, la Administrația de Stat a Drumurilor, de la cadre didactice tipul științific din cadrul preponderent din cadrul Universității Tehnice a Moldovei, Facultatea Urbanism și Arhitectură, Facultatea Construcții Geodezii și Cadastru, și pot să spun că toate avizele respective finalizează cu o sintagmă de ordin general de tipul următor. Consider că tema tezei este acolo și aduce o contribuție importantă la analiza numerică a plăcilor. Iar autorul Sergiu Dăbunean merită acordarea titlului de doctor în științe inginerești. Deci toate avizele sunt în original.
avizate în cadrul instituțiilor reprezentative. Dacă sunt întrebări la mine, pot să vă răspund. Mulțumesc mult, domn secretar. Știi, înțelege că, deci, la următoare etapă trebuie domnul pretendent să răspundă, să explice obiectele sau sugestiile prezentate. Am înțeles că față de Ana Cer, în primul rând, față, formulările față de seminarul științific au fost lăturat, a fost stațiunul în cont, anumite observații au fost luate în calcul. Obiectele, sugestiile de la NACE chiar și-a prezentat pretendentul tabelul cu înlăturare sau explicațiile aduse. Așa că, domn pretendent, dacă ceva mai aveți de adăugat aici, înțeles că aveți eu cu toate pozitive. Pe care le-am primit, nu? Da. Dacă aveți ceva de adăugat, bun, trecem la următoarea, la următorul punct. Oferim cuvântul conducătorului științific, domnului profesor universitar și Armin Victor. Vă rog să caracterizați calitățile personale și profesionale pretendentului, fără să vă referiți la conținutul tezei. Domnul profesor, eu vreau să menționez că se arată la mine aceea, adică sunt multe menuri. Are pregătire foarte bună matematică și programe de lucru. Noi am mai înaintat un tot plan, cum se spune de asemănătate, și tot planul care l-am avut s-a definit. Și, acum a fost definit, cazuri specifice au fost faturi de validare și așa mai departe. Și eu consider că Cărbineanu n-am avut cu dânsul ceva conflict de interese sau ceva. Deci, tot a fost normal, ne-am înțeles cu științific toate problemele rezolvate care le-am pus la termină. Și eu am înțeles că el are pregătire matematică destul de bună pentru a formula probleme științifice, dar și ingineriești, și merită ca să se conferi titlul de doctor în științe ingineriești. Restul obiecționat la dânsul și, slava Domnului, am terminat cu tine. Nu pot și eu, dar e ideea ta aici, dar, mă rog, mulțumesc, domnul profesor. Acum trecem la etapa când se expun referențe oficiale și pe cuvântul domnului profesor universitar, doctor Capitan Vasul Calexandru, pentru să vedeți imaginea teză, aveți un aliz, nu? Vă rog, domnul profesor. Nu, atunci eu să încep din obiecții și pentru cazul băicii de confirmare încăsată de trecere cu roturile, solicitate de încărcare uniform distribuită pe toate suprafațele. Figură 3.41, valorile săgeții obținute prin metodele numerice, elemente finite și elemente fătie, coincid cu cele analitice în centru. Însă, devierea încerc să crească odată ce ne deplasăm de la centru de spre reazenă. Cu toate acestea, pentru momentul de încălierea în Y, nu se observă asemenea devierea. Vezi figură 3.42. Iar rezultatele coincid prin toate trei metode utilizate. În teza lipsește explicația acestui obiect. Folia. În figură 3.89, momentul radial MR, excepțiunea centrală X, egal cu 0, lipsește soluția analitică. De și jos în legenda acestor fugitații. Pentru cazul de
punctul arbitrar, pentru o mai bună înțelegere, ar fi fost recomandabil de reprezentare rezultatele, nu doar sub forma de câmpul, dar și sub forma de diagrame de anumite secțiuni caracteristice, analogic cu celelalte cazuri cercetate. Următorul. Binecunoscutele soluții analitice prezentate în teză sub formă de serii Fourier nu sunt indicate criterii de obținere a rezultatelor cu exagerată dată. Serii poate fi, convergența poate fi foarte lentă, deci determină criteriul. Pot fi mai și probleme. Integrale singulare și supersingulare reprezintă obiecte matematice relativ noi și sunt utilizate frecvent de către autor atunci când creează algoritm de rezolvare a problemelor. Totuși, în teză, lipsește în forma de anexă o scurtă descriere acestor concepte și proprietăților lor principale. Și următorul. În expresie pentru elementele matricilor J și T, formule 3.70 și 3.80, este inclusă funcția K0 de lambda L și derivatele acestea. Fără adusă reprezentare a funcției dată. Ceea ce este important atunci când analizează expresii asimptotice pentru caracteristice stări de tensiuni de formație adică cercetă. Consider că rezultatele prezentate în teză cu termenul ca cu plăcere prin metoda elementelor de frontiere bazate pe soluții de stătine, reprezintă o contribuție importantă la rezolvarea problemelor de ampliere a plăciului, iar autorul, Gabriel Sergio, merită conferirea titlului științifice de doctor în științe inginerești la specialitate 135.02 mecanică corpului solid. Mulțumesc mult, domn profesor. Cum trebuie să răspundeți acelor obiecții? Da, obiecțiile sunt la temă, sunt obiective. Voi începe cu prima obiecție referitor la problema plăcii încastrate, acționate de forțe concentrate. Într-adevăr, soluțiile analitice și cele numerice, ele coincid în centru, însă erorile încep să crească odată ce ne deplasăm spre reazimă. Iar acest efect este datorat faptului că soluția analitică prezentată sub formă de serie este slab convergentă și necesita un număr mai mare de termeni care trebuiau să fie reținuți. Însă obținerea acestor termeni era destul de dificilă, deci au fost utilizați doar 4 termeni. Și de menționat că metoda elementelor de frontieră cu cea finită a coincis perfect. Deci, dar spre reazime, soluția analitică a început să apară aceste erori mai mari. La întrebarea ce ține de reprezentarea pentru placa arbitrară, reprezentarea sub formă de diagrame, nu am considerat-o inutilă din punct de vedere că a fost prezentat câmpul deplasărilor și distribuția acestora, adică era clar că ele sunt asemănătoare. Iar rezultatele cele mai principale au fost introduse în tabel și calculate aceste erori.
Ce ține de criteriul de convergență al seriilor utilizate pentru calculul cu soluțiile analitice, au fost utilizate în mare parte seriile din manualul lui Timoshenko. Și, cum spunea regretatul profesor domnul Bârcă, dacă o problemă nu o poți rezolva, o găsești în Timoshenko. Deci eu nu m-am aprofundat anume în aceste soluții analitice. Da, e un minus de-al meu, dar asta e. Pe viitor voi lua în considerație. Și ultimele două întrebări eu pot să le răspund concomitent, fiindcă sensul este același. Da, într-adevăr, integralele singulare, hipersingulare, divergente, și ține de funcția Bezel de ordinul 2, da, funcția K. Într-adevăr, ele sunt importante la calcul cu metoda, elementul de frontieră și era bine dacă în anexă erau să fie definite aceste funcții, da, așa pe scurt dată o definiție. Chiar dacă, zicem, în text au fost făcută referință la literatura de specialitate, sigur că era să fie un plus dacă erau să fie introduse în anex. Da, mulțumesc pentru... Mulțumesc că... Întrebări? Referind cuvântul celui de-al doilea referent oficial, domnul doctor, conferențar pandemie, vă rog. Permiteți eu v-ați prezentat totuși în contract cu credențială de departament informatic și mai atenție informației, Facultatea de Tehnologie Promoționale, Statistică Economică, ASE. Eu am să-mi permit să prezint doar doar observații, pentru că lucrurile acestea sunt mai importante. Pentru acestea sunt de numărare de multe și ar vreau să mă rețin de foarte multe rapință, trei. Una, prima care urmați aici, este o figură 3.97, dacă vă aduceți aminte când ați prezentat teza, acolo, metodele elementelor finite, la capăt variază, este o deosebire destul de mare din metodele elementelor finite, în acolo. Iată aici. Cu toate cu dumneavoastră, ați vorbit de acest lucru, când ați prezentat teza, dar lucrare nu este. Nimic comentat. De ce apare acest efect? De asta și eu am fixat asta. Asta este. Deci eu am depins așa. Orice deosebire care văd mai atunci când vedem niște ori de convergență, de comparație a metodilor, sau comparația a liniilor, a diagramelor care îmi dă, mi explică ce. Mi explică, e bine sau nu e atât de bine, atunci la capul trebuie de la vreo explicație, în teză. Aici ați vorbit, dar rătință. Ați vorbit. Posibil că... Eu am fost obligat să-i prezint. Păi, acum, a doua observație, care, iarăși, faptul demonstrează că eu am prezentat cu anii cu 50 de puncte de scritizare. Este bine să descritizăm, să analizăm. Pentru 50 de puncte, 100 de puncte, 200 de puncte, dar facem comparație cu unul cu altul. Și atunci noi deschidem o claritate. Se vede clar. Faptul că nu mai eu și mai alții am observat de același lucru, este un lucru destul de important. Așa se face. Păi iubeați și mie. Eu mai auzi pe care puțin să o observa. Acum o să vin, cifră semnificativă e a doua sau a treia. Eu personal am rezolvat foarte multe probleme. Practic am văzut. La cifra a treia, eu nu prea trageam în lumea vieții. Primele două, merg. Eu pot să vezi o zi, două, nu contează calculul. Convergența, chiar dacă e slabă, convergența s-a stopit loc, asta nu s-a întâmplat exact cu soluție. Deci, deosebit de oricum, se consideră că nu sunt atât de dacă e lungă, valoare relativă. Toate e cifre semnificative. Cum este atât de în afară de asta, mai este deja poate nu te viață, dacă le-am semnat aici, sunt și unii scăpturi. Dacă citești atent referire la FSM, iată, o redactare.
figura 393, placa formă combinată dintre dreptul și semicer, schemă de calcul, bier, scărtizare și mai departe. Ce are anumite confuzii. Trebuie mai atent. Eu am început să mă uit foarte atent la acest figur și la rezultat și cel am văzut, cred că cel nu văd de bine. Și am văzut că este o confuzie. O scăpare, de după cum. Atât. Mulțumesc. Am fost pentru întrebare. Concluzia, privind corespunderea tezei echipului științific sunt așa. Obiecțiile și subiectele fizicate, urmează nivelul mortalitatea. De normale, în contextul de grave, celor expuse mai sus, consider pe tehnologiile aplicate, precum și rezultatele prezentate în piese cu temă, ca apărul plăcilor prin metodă alimentelor de frontieră, bazate și soluții discontinue. Pot fi considerate în calitate de o contribuție semnificativă, și importantă la soluționarea diverselor probleme de încurcări a plăcilor pe autorul Călbina Sfântului. Merită conferirea titlului științific de doctor științe din drept la specialitatea 135.08, mecanică corpului cărbat. Mulțumesc! Da, o mare parte din ce m-am explicat din întrebări deja au fost formulate. Prima cu da, concentratorii ăștia, cu punctele acestea singulare, care da, e o problemă, anume și e o problemă atât în a teorie, cât și la calcul cu metoda elementelor finite și necesită o tratare mai deosebită, dar eu am considerat la moment că este nu face parte din tematica, anume metoda elementelor finite și nu am dat deci, explicația acestui fenomen. Deja a doua întrebare ce ține de discretizare deja nu are sens, mă repet. Da. Și da, ce ține de redactare a fost da, o mică scăpare, să zicem așa, în numerotarea figurilor A, B, C și pare chiar ceva ordine am am încurcat și s-a primit această eroare tehnică. Mulțumesc mult! Atunci trecem la următorul punct. Începem discuție cu privire la valoarea științifică a tezei prezentate. Domnul membru al Consiliului Științific Specializat, vă ofer primul cuvântul. Da, sunt pentru, vă rog. Deci, o lucrare prezentată de competitorul domnului Valinian Sergiu a fost prezentată cu nouă metodă. A fost dezvoltată cu nouă metodă de calcul a plăcilor prin metoda elementelor de frontieră. Deci, el a demonstrat că, comparativ cu metoda elementelor metoda elementelor de frontieră au un număr mare de, de priorități, este mai efectiv. În primul rând, prin metoda elementelor de frontieră, se permite de a rezolva mai multe probleme care prin metoda elementelor finite e mai complicată. În afară de aceasta, metoda elementelor de frontieră necesită un număr mai redus de ecuații, un număr mai redus de date de intrare, de ieșire. Deci necesită mai puțin timp pentru rezolvare. Prin aceasta se dovedește că această metodă, metodul elementelor de frontieră, prezintă ceva nou în știință. Deci asta e inovația științifică privind deci, dezvoltarea și utilizarea metodei de elementelor de frontieră în calcularea plăcilor. Deci, teza este structurată foarte bine, în trei capitole. Principalul că rezultatele cercetărilor sunt prezentate într-o ordine logică, ceea ce permite foarte ușor de a înțelege conținutul cercetărilor. Competitorul a efectuat un studiu amplu, așa, și în teză au fost făcute 158 de referințe la diferite surse bibliografice, ceea ce arată
pe studiul acesta bibliografic făcut, i-a permis de a determina foarte bine scopul și obiectivele cercetărilor. Concluziile sunt făcute strict în conformitate cu rezultatele cercetărilor și obiectivele. 5 obiective, 5 concluzii sunt făcute. Deci, competitorul posedă o pregătire teoretică foarte înaltă, deci asta noi ne-am convins ascultând rezultatele cercetărilor și la examinarea tezei la ședința departamentului, la examinarea tezei la ședința seminarului științific de profil și astăzi la prezentarea tezei. Deci au fost publicate la tema tezei, s-au anunțat 10 publicații, drept că eu am rezumat, am găsit 9. Însă asta nu schimbă practic nimic, pentru că numărul de publicații obligatorii care trebuie să fie, ele sunt 3 publicații în reviste recenzate, o publicație, o conferință internațională, asta e absolut destul și celelalte sinteze la conferințe. Reieșind din toată această informație, așa, eu consider că competitorul domnul Galbinean Sergiu posedă o pregătire profesională înaltă și merită conferirea titlului de doctor în științe inginerești la specialitate 135.02, mecanică, doctor în Suri. Mulțumesc, domnul profesor Rusu, de la celor smesi, vă rog. Și mi-a plăcut în genere conținut viteză, în ce sens? La mine s-a vrut să oferim că lucrarea asta prezentată, dar ea este completă, deci prezintă cum o spune zăconcină naucină esență. Deci cercetare științifică care conține parte e necesar la orice cercetare științifică, domeniul științelor exacte, da? Живописи проблема формулации клар, судьбы прескрытия не только виртуативно, шипа и рабсин студия, просто спросили шире биомарати биологу, плюс фарт-фарти деталя, просто студенты, методика, методика и лаборанты, на калфонтур, да, всеми могла. И рожку побраться в Солнце Маритича, где Русенко я видел проблемы. Да? Не классичи, где мой отрепет, теза имиши, опробовал со своих пилот по Черензио, на чек, плюс как конклюзия в ходе сетки Галдинян Дальнерин, да, конференция технологии доктора Штин Зенгер, у него как но червакцы, да, и три бары, у него Штин, и нам, там и нас можем покупать, у него тут говоря, на полгода на лучше, как им некая метода элементного финития, где финитов финития, а мы как я понимаю, финансовыми министрами, а у нас третьи ребята не смогли фактор этого волнуют уже. Да. Это методы фарки. Я у нас подбил, я если комбинация фарки с юши, да, а у горши, да, у меня были методы физические дефекты. Я сказал, я чем могу делать? Я у штиц, я просто лучше я уже победил, не выставил у дорогу, будет ли все нам, а при не говоря, не пацану рентгенерами.
E foarte benefică, într-adevăr, sunt niște dimensiuni, da? E rezultat, de unde sunt elemente, sunt matricea și ordine sute și mii, am și ordine matricea 50 și 100, da, asta e foarte. Dar cum eu știu că, da, mai așa mult pot fi relativ ușor rezolvate problemele omogene și isotropice. Dar ce de făcut dată pe domeniul neomogen și anizotropice, cum de să nu dați asta nimic. Mulțumesc, domnule președinte, membri ai Consiliului, dragi colegi, am analizat teza de doctor realizată sau executată de domnul inginer Gălbeneanu. Am făcut câteva notițe. În primul rând, voi începe de la aceea că, de fapt, tendințele sau prioritățile în domeniul ingineriei și cerințele către ingineri, proiectanți și cercetători sunt cunoscute astăzi prin faptul că cerințele sunt de a obține rezultate cât mai precise și cât mai rapide. Deci asta este o tendință către precizie, acuratețe și către operativitate. Și, în special, complexitate, prin faptul, de exemplu, că avem elemente de construcție diferite, prin forma de rezemare, prin defecte, prin sarcini, etc., etc., și prin dimensionare, dimensiuni diferite. Astfel, în urma analizii, am constatat că lucrarea expune o sinteză a literaturii de specialitate și, în timp, o evoluție a dezvoltărilor în acest sens, în special în calculul plăcelor, scoaterea în evidență a problemelor, care probleme au apărut și nu au o rezolvare definitivată, pe cele care s-a axat inginerul. Totodată menționez că prin faptul că dumneavoastră a coordonat componenta analitică cu componenta aplicativă sau numerică, demonstrează, de fapt, lucru care s-a făcut în cadrul cercetării în echipă, fiindcă a fost o echipă condusă de domnul profesor Moraru, repetat domnul profesor Moraru, dumneavoastră a fost în această echipă și este apreciat faptul că a fost continuu finalizată cu suportul domnului profesor Șeremet, finalizată această activitate, lucru care îl apreciez și consider foarte bun. Consider un aspect inovativ este introducerea ecuației diferențiale suplimentare de ordinul 2, care face posibil îndeplinirea tuturor condițiilor la limite necesare. Astfel, pentru fiecare latură pot fi și trebuie să fie satisfăcute 3 condiții în loc de 2, lucru care contribuie la precizia rezultatelor obținute. Ca un moment care l-am simțit, de exemplu, poate o lipsă care am simțit-o, dumneavoastră, aveți noțiunea de săgeată sau de păsări și este noțiunea de sal. Pentru mine ar fi fost care este diferența între săgeată și între saltul, fiindcă dacă ne gândim, saltul tot este o formă de deplasare. Dar, mă rog, asta o să comentați. Totodată consider că lucrarea poate avea dezvoltare, continuitate prin dezvoltare și anume un element important. Astăzi este tendința de a face calculul către elemente de construcții sau construcții cât mai masive, de dimensiuni foarte mari. Atunci un element precum factorul de scară, cum se comportă acest calcul sau cum se aplică acest calcul când avem elemente de construcții de diferite dimensiuni, una de 1 metru, de 100, de 8, etc., etc. Deci este un element important în cercetare și consider că aceasta ar fi o componentă de dezvoltare. Unele observații de editare, este, mă rog, un aspect care, mă rog, îl întâlnim și îl întâlnim frecvent în Republica Moldova, așa numit că s-a primit, am căpătat, sunt aceste expresii în lucrarea noastră, dar asta poate este o dovadă că lucrarea a fost realizată de un moldovean comparativ cu unul din România, fiindcă acela va scrie numai decât am obținut, s-a realizat, etc., etc., deci ne folosim de aceste termeni. În intermediul expuse, doresc să felicit autorul pentru lucrarea realizată, de mare importanță pentru dezvoltarea domeniului pe componente de cercetare, automatizare, aplicare și pe componente educație, considerând deopotrivă că teza de doctor
a domnului inginer Răzvan Sergiu, îndeplinește pe deplin exigențele tezei de doctor stabilite de ANAC, corespunzător în aceste lei, autorul merite a îi se oferi gradul științific de doctor în științe ingineriești la specialitatea menționată anterior. Mulțumesc! Mulțumesc! Eu vreau să completez persoana sau și de plasare. Domnul Grăbenean, în teză, el folosește noțiunea sau ca de plasare. Există sau ca un lucru de rotire, există sau ca momentul de învăboiere. Este o noțiune post-recefică în mecanica asta distrugerii. Este un valus scacior. Cred că este nevoie să fac careva repercursiuni istorice. În 2011 cumva domnul Moraru a cedat cadera, s-a eliberat și a hotărât să implice foarte masiv în activitatea de cercetare. Atunci, în anul respectiv, s-a înmatriculat la doctorat mai mulți studenți, pentru care și domnul Dălnea. Adică și până la matriculare, luam noi cu racolarea. Domnul Șeremetu a matriculat domnul Crețu și domnul Reznic, domnul Moraru s-a matriculat domnul Dălnea și domnul Lungu și Sergiu atunci domnul Anca. Hai, vină în grantul. Vreau doctorat, dar ceva să fie de proiectare. Ai să te înveți, ai să ajungi și ai să înțelegi că se utilizează în... Astea pot fi utilizate și în proiectare. Deci, din anumite motive foarte obiective, s-a, evident, s-a întins procedura respectivă, fiindcă o pun parte din perioada dată din 2011 până acum. Domnul Călnean a fost fără conducător științific. Știți că în 2014 domnul Raru a decedat. Dar oricum, nu și-a trecut speranța și analizând lucrarea destul de detaliat, m-am lucrat foarte mult să văd că continuă are încă dreptul mai departe se va continua cercetările pe metoda soluțiilor discontinue. Am văzut lucrarea din varianta cea mai, să spunem, crudă, inițială, până în cea care a fost prezentată spre susținere. Și progresul domnului Gălbinean l-am tipăit la toate etapele. Într-adevăr, în lucrare sunt foarte multe elemente destul de inovative. Evident, domnul Gabriel a întâmpinat dificultăți fiind un artizan al metodei elementelor finite. A fost destul de dificil să facă și o, cum spune, o analiză mai aprofundată în metoda elementelor de frontieră. Dar acum, când a ajuns la final, se poate spune că domnul Dobrean este pregătit pentru a preda în cadrul Universității Maastricht un dată de curs cum ar fi calculul plăcilor, sau predarea universităților de curs legat de metodele numerice, mecanice sau în inginerie. Lucrarea o consider finalizată. Domnul Gălbenean a atins competențe foarte înalte și sunt sigur că va continua activitatea sa în cadrul universității și aș dori de acum să-l felicit cu, în sfârșit, cu încheierea lucrurilor asupra tezei de doctor. Mulțumesc mult!
domn Tăranenco. Foarte bun, stic președinte, este că poți face un rezumat și te bazezi pe ce-o sub colegii. Așa că eu n-am să mă refer la ceea ce au menționat ei, sunt total de acord cu tot ce s-a spus. Am să adaug câteva obiecții și gânduri suplimentare. Primul rând, pe mine foarte mult mă bucur că cercetările pe care le-a efectuat un profesor Morar sunt continuate aici la departament. Mă bucur că calitatea cercetărilor și direcția cercetărilor efectuate sunt exact ce ar trebui să se întâmple la un departament de inginerie civilă. Mă bucur foarte mult că astăzi avem o teză din domeniul matematice aplicate, nu știu, colegii ar fi împotrivă, dar eu zic că e din matematică aplicată, fiind personal matematician implicat. Și cu ocazia asta mi-aduc aminte când făceam mate mecanică la București, spuneam care este diferența dintre un matematician și un matematician aplicat. Un matematician face ce poate, dar cum trebuie. Un matematician aplicat face ceea ce trebuie, dar cum poate. Și anume se rezolvă probleme din viața zi cu zi, probleme de care avem nevoie, de soluții de care avem nevoie, așa cum putem. Când îți discontinu încercăm să aproximăm într-un fel, când integrala este singulară sau hipersingulară, încercăm să o regularizăm, când nu merge un calcul numeric, încercăm să identificăm și să facem legătură cu realitatea, să vedem de ce cauze sunt totul lucrurile ciudate. Așa că bine mă bucur că cercetările aici, la facultate și în general la Universitatea Tehnică, au un caracter foarte pronunțat. Referindu-mă la teză. Teza e bine structurată, o să menționam că urmează o metodologie clară, deși am avut câteva obiecții cu privire la partea numerică. De exemplu, am menționat și întrebarea mea, necesitatea de a face totuși o analiză pe convergență și o justificare de ce folosim exact aceste elemente, de ce nu merge mai mult. De fapt, acum trebuie să recunosc că nu m-am uitat la anexă, în mod ocazie m-am uitat și deja am răspuns de ce n-ați mers mai departe, dar nu să spun mai la sfârșit. Aparatul matematic îl cunoașteți, terminologie folosită corect, mici excepții, nu deviere, eroare. Ați demonstrat că meritați titlul de doctor în știință, este clar evidențiată originalitatea tezei, contribuția proprie. Am câteva obiecții cu privire la bibliografie sau rezultatele tezei. Mi-aș fi dorit să fie publicate totuși și în reviste din bază de date internaționale cu expunere internațională mai mare. Aici am văzut doar o prezentare la o conferință internațională. Pentru că eu cred că rezultatele merită să fie expuse și pentru publicul internațional. Mai ales că asta este și o prioritate a Universității Tehnice, vizibilitatea rezultatelor noastre. De aceea, eu sper foarte mult pentru sau atunci când veți aplica pentru titlul de conferință, sper să se întâmple acest lucru cât mai repede, să aveți deja rezultate în revistele din bază de date internaționale, în primul rând, Web of Science sau Scopus. Acum, referindu-mă la cod, m-am uitat peste cod. El poate fi îmbunătățit. Explic de ce, acum eu am răspuns, de ce ați folosit doar 50 de elemente de frontiere sau 641 de elemente finite, pentru că, practic, introduceți manual toate coordonatele, lucrurile pot fi automatizate, poți să definești doar domeniul. Creează rețeaua și modulul elementelor. Mai mult decât atât, dacă chiar și o să automatizați acest lucru, o să vă ciocniți cu altă problemă, nu degeaba v-am întrebat pe timp va lua o simulare simplă. Fiindcă ați făcut o greșeală care eu am făcut-o când am fost doctorant, că nu înțelegeam de ce codul meu nu merge. Și după o săptămână de încercări și utilizarea unor resurse considerabile,
oricum nu-mi dădea răspuns în 3 zile și așteptam pe răspunsul să-mi apară câteva minute. Și am înțeles că a avut o greșeală standard pe care o face orice persoană care nu a fost atent la orele de metode numerice și anume a folosit metoda eliminării Gauss la rezolvarea sistemului linear și la care profesorul mi-a spus niciodată să nu o folosești, fiindcă aici folosiți funcția eliminării Gauss, deci inversați matricea globală. Nu o faci niciodată, pentru că nu uitați că ea are complexitate în U. Deci când o să ajungi la 10.000 sau chiar la 1.000 de elemente, 1.000 de elemente ridicați la cub și deja să riscă peste milioane de operații, dar dacă faceți, de exemplu, 10.000 de elemente, ori astăzi noi e straniu să folosim și 1.000.000 de elemente, vă dați seama cum explodează complexitatea, deși polinomială, atunci o să așteptați săptămâni în șir să obțineți un rezultat. Pe când, dacă folosesc o metodă iterativă și una simplă, cauza, el își face minuni și obțineți rezultatele și Gauss-Seidel, metode iterative de rezolvat sistemele lineare. Niciodată nu folosesc metoda Gauss dacă folosesc mai mult de 100 de matrice până la 1000, poate, dar și atunci nu este recomandat. Că e și instabil. Bun, în rest, eu am zis că trebuie să vin mai des la seminarul științific la departament, deci mi-a culpă că văd lucruri interesante și aș vrea să revin și la activitate de cercetare, să-mi aduc aminte discuțiile pe care, într-adevăr, se întâmplă și pot să se întâmple la un seminar științific. Consider că teza e bună și merită de a fi acordat titlul de doctor în științe, dar acest lucru se va întâmpla atunci când comisia va merge în deliberare conform protocolului secret. Eu am pe obiecții nu am. Și atunci trecem la momentul să se expună și cei din FAPA. Vă rog, suspință. Doamna Vecam. Dragi colegi, îmi cer scuze în primul rând că sunt trecite. Avantajul că o să vorbesc puțin astăzi, din FAPA. Dragă Sierpilor, estimați colegi, adevărat, susținerea tezii de doctorat este o sărbătoare pentru noi, pentru facultate, sunt emoții pozitive pentru doctorand, dar este un mijloc special pentru următorii doctoranți care sunt în departamentul nostru, în departamentul Inginerie Civilă și ce vizite la facultate. Este cea surcat, Vadim, cu siguranță cutia Eugenia, o știi de susținere, dar mă rog din anumite motive, ce vă dar viitor. Așa că astăzi asistăm cu toții la un moment frumos, un moment istoric. Felicitări din numele Facultății Construcției, Geodezii și Cadastru, îți urăm multă sănătate. Îți vrem ca din septembrie 2024 să revii la facultate în calitate de titular. Noi o să te ajutăm mai departe să depui dosarul pentru a obține și conferența cu universitar. Vreau totodată prin această susținere de astăzi, chiar dacă ai emoții, și astăzi o să te odihnești, dar începând de luni să te gândești pentru participarea la conferința din noiembrie 2024 la Brașov, o conferință unde noi, Universitatea Tehnică, Facultatea Construcției, Geodezii și Cadastru, suntem parteneri, apoi la simpozionul nostru internațional, la fel din noiembrie 2024, pentru că cu adevărat, rezultatele acestei piese de doctorat au arătat că ai potențial științific, poți face și împreună, cu noi toți împreună, fiind facultatea noastră, să o reprezentăm la un nivel și mai înalt din punct de vedere a cercetărilor științifice. Așa cum spuneam, succes, sănătate, realizări frumoase în continuare și acel gimbal din 2018, care l-a început ceva în Oleg, Crețu Ion, Vlasenco Ana, Cârlan Alexandru, Râșcăvoi Alexandru, să nu se oprească aici, să ajuți mai departe
toți doctoranții care sunt pe ultima sută de metri de la departamentul nostru. A remarcat și domnul președinte că astăzi ai avut foarte puține întrebări, deoarece la unitatea primară îți aduce aminte câte întrebări au fost atunci și de, bravo că ai ținut cont de toate sugestiile, recomandările și cu adevărat astăzi ai realizat o teză logică și coerentă. Succes și felicitări din partea noastră! Mulțumim! Mulțumim, doamna decan. Vă rog, alți colegi. Eu sunt înțeles, da, mă rog, domnul Persu. Personalul îl cunosc Sergiu din 2005, când am fost armin și la studii la un program construcție în seară și civile, de atunci construcție și inginerie civilă. Practic, îi cunoaștem deja mai mult de jumătate de viață. Chiar de atunci, din anul de studenție, s-a observat la dânsul flagelul ăsta de a cerceta. Îi plăcea cu acest domeniu. A fost chiar și câteva proiecte de cercetare ca membru. Toate chestiile care le-a făcut pe această perioadă au o valoare foarte înaltă. Rezultatele se văd în pieza și în prezentarea care a lucrat astăzi. Evident, nimeni nu pune la îndoială la ceea ce a lucrat el. Eu îi doresc succese și siguranță, îl așteptăm cu mare drag, stulat la Departamentul Inginerie Civilă și Geodezie. Mulțumesc, domnul Crețu. Alte opinii? Vă rog de cuvânt. Uitați citire procesului verbal, privind rezultatele votării membrilor Consiliului Științei Specializate, 135.02.43.49, mecanica formulei solid, din cadrul Universității Tehnice a Moldovei, din data din 14 iunie 2024, în vederea conferirii gradului științific de doctor în științe inginerie domnului Galbinean Sergiu, în baza susținerii publice a tezei de doctor în științe inginerești, cu titlul Calculul plăcilor prin metode elementelor din frontieră, bazate pe soluții discontinue, a fost prezent la vreo 5 membri ai Consiliului Științei Specializat. Rezultatele votării pro 5, împotrivă 0. Cu alte cuvinte, domnule pretendent, felicitări din partea noastră. Urmează mai departe dosarul conform regulamentul procedurilor să fie transmis Ana Cercului, ca ei să verifice și să confirme titlul de doctor, cu titlul de doctor până la urmă vom conferi noi astăzi, dar urmează să fie confirmat. Exact. Acum, stimați colegi, trebuie să aprobăm și proiectul de hotărâre referitor la gradul de noutate, valoarea științifică și practica rezultatelor obținute. Domnul secretar științific, vă rog să-i dați citire. Deci, onorată asistență, prezint proiectul de hotărâre a Consiliului Științific Specializat de 135.02.23.49 din cadrul Universității Tehnice a Moldovei, teza elaborată de domnul Sergiu Bălbrean, tema calculul plăcilor prin metoda elementelor pe frontieră bazată pe soluții discontinue. Prezentată spre susținere pentru obținerea titlului științific de doctor în științe inginerești, la specialitatea științifică 135.02, mecanica profesională. Teza domnului Dorunean prezintă o lucrare științifică finalizată, de valoare științifică și practică, care prezintă aplicarea soluțiilor discontinue în metoda indirectă a elementelor de frontieră, pentru rezolvarea problemelor de încovoiere ale plăcilor plane. Actualitatea temei. Plăcile sunt elemente importante în diferite structuri de rezistență. Aceste elemente se regăsesc în construcții civile, navale, construcții de aeronave, etc. Până în prezent nu există metode care ar rezolva toate tipurile de probleme întâlnite ale problemei plăcilor. Unele soluții pentru plăcile pendulare și circulare sunt prezentate în serie FUE, slab convergente, însă acestea nu pot fi utilizate pentru toate modurile de rezemare și cazuri de încărcare. Odată cu dezvoltarea tehnicii de calcul au fost elaborate metode numerești. Cele mai
răspândite, fie cu metoda diferență finite, metoda elementului finite și metoda elementului de frontieră. Cel mai mare dezavantaj al calculului plăcilor prin metoda elementului finit constă în utilizarea problematică a elementului finit cu un număr sporit de grad de libertate nouă, care ar putea satisface toate condițiile la limită posibil. S-a constatat că majoritatea programelor metodei elementului finit nu conține elemente finite de cladă cu un număr mai mare de 3 grade de libertate nouă. Dacă sunt utilizate elemente de plăci curbe, numărul de grade de libertate se majorează până la 6, însă nu conțin noi parametri necesari pentru a satisface toate condițiile de frontieră. Regula metoda elementelor finite conduce la rezolvarea unui sistem masiv de ecuații lineare, ce necesită un mobil, spațiul de stocare a datelor pentru rezolvarea lor, etc. Totodată, metoda elementelor finite este eficientă la calculul prețurilor condiții mixte la limită, a problemelor ce prezintă concentrări de tensiuni, defecte, probleme de contact, etc. Problemele sunt actuale și, la moment, nu au soluții satisfăcătoare. Soluțiile propuse în această lucrare exclud dezavantajele enunțate și oferă noi posibilități de calcul, de eficacitate, precise și cheltuieli minime ale resurselor calculatorului. Cred că de cum mai este necesar resursele calculatorului. Mai... Bun. Originalitatea și noutatea științei ca rezultatul obținut. Metoda elementelor de frontieră bazată pe soluții discontinue reprezintă o abordare nouă în mecanica corpului solid. Utilizând soluții discontinue, pot fi rezolvate probleme pentru care metodele existente nu au soluții sau o exactitate satisfăcătoare, cum ar fi plăci de contura fibrană, prezența defectelor, condiții mixte la frontieră, probleme de contact, domenii infinite, etc. Semnificația teoretică și valoarea abstractivă a lucrării. Metoda elementelor de frontieră, bazată pe soluții discontinue, permite de a rezolva nu doar probleme ale plăcilor plane, dar poate fi aplicată și pentru alte tipuri de elemente, cum ar fi plăci curbe, plăci în stare de tensiune sau de formație plane, membrane, corpuri tridimensionale, etc. În baza aprecierilor prezentate de referențele oficiale, specialiștilor din domeniu, rezultatelor dezbaterilor publice asupra tezei se decide. Ea calificat teza prezentată de domnul Sergiu Gabriel, tema calculul plăcilor prin metoda elementelor de frontieră bazată pe soluții discontinue, societatea științei ca superior 5.02, mecanica corpului solid, realizată la Universitatea Tehnică a Moldovei, ca o lucrare științifică finalizată, iar rezultatele investigațiilor științifice efectuate suplimentează cercetarea teoretică și argumentarea experimentală existentă în domeniul mecanicii corpului solid deformat. 2. Noutatea științifică, valoare practică, precum și documentarea tezei, corespund cerințelor actuale ale regulamentului ANACER care Republicii Moldova, înaintate pentru teze de doctor. Iar autorul ei, domnul Sergiu Gălnea, merită conferirea titlului științific de doctor în științe ingineriești la specialitatea 135.02, mecanica corpului solid. 3. Consiliul Științific Specializat, D135.02.93.49, intervine pe lângă Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare a Republicii Moldova, cu rugămintea de a confirma prezenta hotărâre și de a elibera domnului Sergiu Gălnean diploma de doctor în științe inginerești. Deci, onorată asistență, acesta este proiectul de hotărâre. Proiectul menționat, adică el a dus într-o formă finalizată. Stimați colegi, membrii Consiliului Științific Specializat, cine este pentru a aproba proiectul de hotărâre? Împotrivă? Abține? Vot unanim, hotărârea Consiliului Științific Specializat a fost aprobată. Domnule pretendent, felicitări! Mulțumesc! Acum, cuvântul de încheiere se oferă domnului pretendent, deja scherul domnului doctor în știință inginerești, domnul Gălbinean, vă rog. Da, sunt foarte bucuros că am ajuns la această etapă.
fost un drum lung și cu urcușuri, cu coborâșuri, Totuși, cu această ocazie, tind să vă mulțumesc tuturor celor prezenți, domnului conducător Victor Șeremet, care nu m-a refuzat, adică a dorit să conlucreze cu mine, adică accepta să-mi fie conducător, să mă preia, să mă ghideze pe acest drum. Mulțumesc tuturor membrilor Consiliului, tuturor colegilor de breaslă, domnului Taranecu, doamnei Nistor, domnului Crețu și celorlalți, dacă nu se supără că nu i-am numit pe toți, că m-ați ajutat cu un sfat bun, cu o susținere și asta foarte mult contează. De asemenea, vreau să mare mulțumesc familiei mele care m-a susținut, mi-a fost întotdeauna alături, m-a încurajat atunci poate când dădeam mâinile, lăsam mâinile în jos și în special soției mele care m-a ajutat cu redactarea textului și cu tipărirea tezei. Și mulțumesc tuturor celor prezenți că ați venit aici și ați găsit timp, chiar dacă afară timpul așa mai ploios și nu prea ți-a ieșit din casă. Dar mulțumesc că ați venit să mă susțineți. Da, și un ultim omagiu vreau să-l aduc, chiar dacă nu este printre noi, domnului regretatului profesor Gheorghe Moraru, care a pus fundamentul acestei teorii, m-a pus pe acest drum, m-a ghidat. Și încă o dată vă mulțumesc tuturor. Mulțumesc. 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 Mulțumesc.